Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Oferim această cale Sfintei Cruci pentru toate familiile din comunitatea noastră, din țara noastră și din lumea întreagă. Purtând drumul crucii, să învățăm fiecare cum să ne îndeplinim menirea în această lume, cum să ne trăim cât mai bine vocația pe care Dumnezeu ne-a înzestrat-o. Prea Sfântă Treime, îți oferim calea Sfintei Cruci pentru ca să cinstim și să lăudăm maestatea Ta, să-ți mulțumim pentru marele har al mântuirii și să aducem ispășire pentru păcatele noastre și pentru sufletele din purgator. O Iisuse, Tu ai îndurat moartea pe cruce pentru mântuirea noastră. Te rugăm, trezește în inimile noastre o căință adevărată pentru păcatele săvârșite, și dă-ne o încredere nestrămutată în meritele Tale. Ajută-ne să Te urmăm pe calea stropită cu sângele Tău, în așa fel ca să ajungem la fericirea veșnică. Amin. Ac de căință, Doamne Dumnezeul meu, mă căiesc din toată inima de toate păcatele mele și le urăsc mai mult decât orice lucru, pentru că prin ele am pierdut harul Tău și împărăția cerului, și m-am făcut vrednic de pedeapsa veșnică a iadului. Dar mai mult mă căiesc, pentru că păcătuind, Te-am uniat pe Tine, Părintele meu, Mântuitorul meu și Dumnezeul meu, atât de mare și atât de bun, pentru aceasta mă hotărăsc, cu ajutorul harului Tău, să nu mai păcătuiesc și să fug de orice prilej de păcat. Amin. Hristos e osândit la poartă, căci oamenii l-au acuzat. Deși Pilat știa prea bine că Domnul e nevinovat. Stațiunea întâi. Iisus este osândit la moarte. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm, căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Într-o atmosferă de forfătă tumultoasă, de confuzie a adevărului cu minciuna, soldații și conducătorii poporului plăsmuiesc răuvoitor o judecată nedreaptă pentru Iisus. Iisuse, ai fost invitat să fii martor la bucuria tinerilor din Cana Galilei. Sărbătoarea lor avea să se sfârșească destul de repede, imprevizibil, dacă n-ai fi transformat apa în vin. A fost necesar să intervii și să-i salvezi de eventualele comentarii și acuzații ce ar fi fost fabricate tăios de către nuntași. Prin sacramentul căsătoriei suntem chemați la viața de comuniune, de respect și ajutor reciproc, de iubire. Iisuse, ajută-ne pe noi, cei căsătoriți, să fim atenți la cupa vieții conjugale. Când vom ajunge să sorbim picătură cu picătură din apa plată a responsabilității, a neglijenței, a defectelor, nu permite să ne acuzăm, să ne învinovățim. Te rugăm ca Tu să reverși prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria
vinul încrederii, al sincerității, al fericirii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Stațiunea a doua. Iisus ia crucea pe umeri. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus, om și Dumnezeu, este părăsit de apostoli, respins de poporul pe care l-a învățat și l-a ajutat, biciuit și încununat cu o coroană de spini. Este pus să aștepte, pentru că din toată scena dramatică parcă lipsește ceva, lipsește crucea. Iisus, cunoscând metehnele și săcătuirea puterilor noastre, ne indică singura cale de a permite ca în viața noastră să înmugurească iubirea aproapelui prin acceptarea crucii. Noi înșine purtăm sau ascundem crucea în străfundul inimii, din cauza capriciilor și a unei iubiri exclusive și posesive, devenim o cruce mai grea sau mai ușoară, mai dulce sau mai amară pentru semenul nostru. De vie, dulce și scumpă amintire, să fie pentru tot, pentru soț, jurământul proclamat în mod liber pe Sfânta Cruce în ziua de neuitat a căsătoriei. Iisuse, reamintește-ne atunci când, plictisiți și revoltați, vrem să abandonăm purtarea crucii, că Tu ești mereu disponibil să mergi 3, 10, 25 sau 70 de ani împreună cu noi în viața de familie. Prin puterea și binecuvântarea lui Dumnezeu ce vine prin Sfânta Cruce, soții vor rămâne senini, fideli și fericiți până când moartea îi va despărți. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, iară cade, puterile l-au părăsit. Prea mare e povara crucii, dar nu se lasă biruit. Stațiunea a treia. Iisus cade întâia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. În liniștea unei seri din postul mare, privind la stațiunea a treia, am încercat să descifrăm pricina căderii lui Iisus, să fi fost doar slăbiciunea fizică, să fi fost doar durerea sfâșietoare a trădării, să fi fost greutatea crucii, să fi fost privirea întoarsă a ucenicilor, să fi fost doar atât? Nu, e prea puțin. Printr-o introspecție sinceră, recunoaștem că a fost și vina noastră. În familia noastră, când a fost prima cădere? Când am contribuit la căderea proprie sau a aproapelui? Oare când am descoperit unul sau mai multe defecte ale însoțitorului de viață? Oare când am rămas stană de piatră în fața suferinței? Oare când morțiși doream ca ideile să ne fie admise, desfințând părerea celorlalți? Oare când vorbim sau tăcem prea mult? În marea sa îndurare, Creatorul ne oferă în acest timp sfânt prilej favorabil de a ne apropia cu încredere de misterul răscumpărării noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea a patra. Iisus o întâlnește pe mama sa îndurerată. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântă, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Pe acest drum sinuos, Iisus are nevoie de iubirea mamei sale, care să-i astâmpere chinul provocat de biciuire și spini. Fiul dumnezeiesc își găsește alinarea în ochii ei blânzi de mamă. Meditând la această întâlnire de suflet, să ne întrebăm, la cine alergăm când vedem vag virtuțile celor dragi? Ce expresii sau cuvinte folosim când ne simțim nesiguri pe sentimentele noastre? Cât ne bizuim sau contăm pe sinceritatea membrilor din familie? Cât timp mai acordă mamele pentru joc, învățătură sănătoasă și mângâierea copiilor? Sfânta Fecioare Maria rămâne fidelă acelui fiat de la Buna Vestire. Ea voiește cu ardoare ca fiecare părinte să se apropie de proprii copii, să-i susțină în creșterea umană și creștină, să fie mereu dispuși să le ofere ocrotire și curaj în vicisitudini și să-i apere de cei care vor să le răpească bucuria și puritatea sufletului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. În zile Simon din Cirene îi duce crucea lui Iisus, dar când cunoaște cinei Domnul, devine ucenic supus. Stațiunea a cincea. Simon din Cirene îl ajută pe Iisus să ducă crucea. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântă, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Încurajarea mamei îi dă un ușor avânt lui Iisus și astfel poate înainta pentru câțiva metri pe drumul Calvarului. Crucea, necizelată, rănește umerii lui Iisus, mâinile preasfintei devin neputincioase, iar pașii lui sunt din ce în ce mai mărunți. Soldații au impresia că mai mult stă pe loc decât merge. Se văd nevoiți să intre în dialog cu Simon din Cirene, un bărbat istovit de muncă, și să-i ceară un favor. Și în viața de familie sunt presărate momente de impas. Cauzele pot fi diverse. Pierderea încrederii, o banală ceartă, nesiguranța locului de muncă sau o suferință provocată de o boală necruțătoare. La cine apelăm pentru a avea izbândă? Un Simon din Cirene vom găsi în părinți, în frați, rude sau prieteni, în preot, în nașii de cununie, într-un profesor, într-un doctor, într-un zâmbet suav al unui bebeluș în floarea câmpului. Iisuse, ascultă rugăciunea celor care sunt greu încercați și vină într-ajutor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Stațiunea a șasea. Veronica șterge fața lui Iisus cu o maramă. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Prin mulțimea cuprinsă de zarvă,
și dornică de a se sfârși cât mai repede aceste pedepse, își face cale, cu multă îndrăzneală, o femeie pe nume Veronica. Ea îl întâmpină pe Iisus și îi șterge cu maximă delicatețe și multă bunăvoință fața plină de sânge, amestecat cu sudoare și praf. Iisus îi este recunoscător pentru fapta ei și își imprimă pe marama și în inima ei chipul feței sale. Când ai șters ultima dată lacrimile de pe fața unui membru al familiei, să ne amintim mereu că gesturile, cuvintele și faptele noastre pot să aline mâhnirea, să aducă încredere, să fortifice forțele fizice și să reverse balsamul iertării și al păcii. Sfântă Veronica, te rugăm, ajută-ne să ne oferim necondiționat pentru cauze nobile, indiferent dacă e zi sau noapte, dacă e soare sau plouă torențial. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Din nou Hristos sub cruce cade, căci e atât de copleșit de acea mulțime de păcate pe care noi le-am săvârșit. Stațiunea a șaptea. Iisus cade a doua oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus este cuprins de slăbiciune și cade din picioare. Starea de oboseală accentuată îl reține câteva clipe la pământ. Dar călăii nu stau pe gânduri și îl constrâng să se ridice și să-și continue drumul. Tu când ai căzut ultima dată și care a fost cauza? Se poate întâmpla în viața de familie ca multe dintre responsabilități să atârne doar de umerii unui singur membru. Solicitarea fizică și psihică excesivă determină o epuizare a forțelor interioare. Pentru a ne ridica din nou, e nevoie de liniște, de rugăciune, de a revitaliza prin sacramente relația intimă cu Dumnezeu și legăturile interumane. Se recomandă stabilirea unui calendar de activități, de precizarea priorităților, de îndeplinirea cu responsabilitatea obligațiilor. Numai așa vom descoperi că ne putem înfățișa pentru ceilalți ca o punte trainică și sigură, care favorizează trecerea, ridicarea spre înălțimi și nu căderea în abis. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Stațiunea a opta. Iisus mângâie femeile din Ierusalim care plâng. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Coroana de spini și loviturile de bice favorizau prelingerea picăturilor de sânge ale lui Iisus pe cruce și pe pietrele ascuțite. Iisus inspiră multă milă și femeile prezente sunt emoționate până la lacrimi. Ele plâng și lacrimile lor cad și se unesc cu sângele Mântuitorului. Iisus le avertizează și dorește ca lacrimile să fie de pocăință, ele să trezească în sufletul lor și al copiilor o căință desăvârșită pentru păcate și să se convertească. În familia ta, când ai vorbit despre necesitatea convorbirii gândurilor și a sentimentelor? Îndemnul lui Iisus, convertiți-vă și credeți în Evanghelie, e peren și vivace. El aduce rodul Harului Sfințitor și promisiunea vieții veșnice. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne
Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi, când pentru a treia oară cade călăiul în pingi de pat și noi ne asemănăm. De face bun păcat. Stațiunea a noua. Iisus cade a treia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Cărarea ce duce spre vârful muntelui abruptă și devine un impediment pentru urcare. Îl vedem pe Iisus prăbușit pentru a treia oară sub greutatea păcatelor săvârșite în deplină voință și libertate. Iisus îi cercetează pe cei care se apropie de El. Îi se frânge inima preasfântă. Niciunul nu are inima căptușită cu iubire, compasiune sau regret. E doar o inimă prinsă în mrejele păcatului, ce o face incapabilă să pulseze empatie. Ce fel de inimă au membrii familiei tale? Nu e nevoie de un consult cardiologic. Electrocardiograma inimii noastre transpare în fapte și atitudini. O inimă sănătoasă va fi înzestrată cu virtutea blândeții, a răbdării, a toleranței, a castității. Va avea aripi protectoare și va fi în stare să înalțe pe cei răpuși de tristețe și să-i poarte spre cerul senin, loc al întâlnirii cu răscumpărătorul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Stațiunea a zecea. Iisus este despuiat de hainele sale. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Pe muntele Tabor, Iisus se schimbă la față, se revelează în toată splendoarea frumuseții și a strălucirii sale celeste. Hainele Lui erau imaculate și răspândeau o lumină pătrunzătoare și vie. Dar acum, iată-L în sfârșit pe Iisus, ajuns sleit de puteri pe coama muntelui Calvar. Suntem tentați să credem că aici e alt Iisus. Și totuși e adevărat. Soldații hrăpăreți îi smulg fără milă hainele. Membrii familiei tale cum se bucură de demnitatea de Fiul al lui Dumnezeu. În ziua botezului am devenit o făptură nouă și îmbrăcată cu Hristos. Iar ca semn al iertării și al revărsării Harului Sfințitor în suflet, am primit o haină albă. Nașii și părinții și-au luat atunci angajamentul să vegheze asupra noastră pentru a o păstra nepătată pentru viața cea veșnică. Priviți în sufletul vostru și vedeți, haina este albă sau păcatele, ca niște moli vorace, au zdrențuit-o? Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi! Hristos e răstignit pe cruce și curge sângele-i curat. El suferă ca să ne spele de răutate și păcat. Stațiunea a 11-a.
Iisus este răstignit pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Sfintele Evanghelii descriu în detalii vizuale și auditive răstignirea lui Iisus pe cruce. Cum să fie posibil ca Iisus Atotputernicul, Regele Iudeilor, care și-a câștigat autoritatea prin parabole și minuni, să devină acum neputincios? Cum luptă familia creștină pentru apărarea valorilor umane și creștine? Cum militează pentru biruința vieții în fața omuciderii? Lăsată pradă provocărilor, nu cumva familia vrea să se transforme într-o simplă conviețuire a oamenilor? Prin inițiative care sunt opuse fundamentului divin de formare a familiei, nu cumva prinde în cuie și răstignește binecuvântarea și prospețimea iubirii dintre un bărbat și o femeie ce vin prin sacramentul căsătoriei? În marea sa milostivire, Iisus răstignit pe cruce ne-a încredințat mamei sale preasfinte pentru ca în primejdii și ispite familia să fie apărată de Maica lui Hristos și Maica Harului Dumnezeiesc. A voit ca familia umană să aibă origină a familiei. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi! Stațiunea a 12-a. Iisus moare pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Judecata injustă a lui Pilat își atinge punctul culminant cu moartea lui Iisus pe cruce. Ultimele cuvinte ale lui Iisus, s-a săvârșit, îi confirmă Tatălui Ceresc ascultarea deplină și împlinirea voinței sale mântuitoare. Atmosfera de pe calvar este dezolantă. Pământul se cutremură și lumina soarelui este umbrită. În familia noastră, cum este privit gândul morții? Cum este primită vestea morții? Nici o teorie științifică nu poate alina sufletul celui care se află în agonie. În fața morții nu vor fi cuvinte. Ne este permisă o tăcere sfântă, lacrimi de pocăință și o mustrare a cugetului. Iisuse, ferește-ne de o moarte neprevăzută. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi! Când robul i-a dat jos de pe cruce și în brațele Mariei pus, cine ar putea simți mâhnirea cu care îl plânge pe Iisus? Stațiunea a 13-a. Iisus este luat jos de pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
Există în literatură sau în muzică un vers care poate să aducă mângâiere unei mame care primește în brațele sale trupul fără de viață a fiului? Iosif din Arimatea și Nicodim sunt pătrunși de milă și se arată binevoitori. Suferința nestăvilită a Sfintei Fecioare Maria se amplifică în momentul coborârii de pe crucea trupului lui Iisus. Cel care s-a declarat a fi viață, acum e lipsit de viață. În familia noastră, cum sunt ajutați cei care după desfășurarea unei acțiuni au parte de un eșec? Secvențele din copilărie, adolescență sau tinerețe devin dintr-o dată fără de viață. Totul se învârte și atârnă doar de acest eșec. În astfel de momente, suntem dispuși să ne încredințăm viața în mâinile Sfintei Fecioare Maria îndurerate? Suntem capabili să primim în brațele noastre cu multă căldură sufletească o inimă sătulă de viață și totuși fără chef de viață? Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi! Stațiunea a 14-a. Iisus este înmormântat. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Cei doi bărbați pioși cu trupul lui Iisus pe brațe și câteva femei se îndreaptă spre mormântul nou, curat, săpat în stâncă. Îl așează în mormânt și într-o atmosferă funerară își iau rămas bun de la Iisus și pleacă îngândurați. Vor reveni duminică dimineață pentru ritualul miresmării trupului. În familia noastră, când cineva greșește, suntem receptivi la cererea de iertare? Zăbovim cumva în încăpățânarea de a nu acorda iertarea ore, zile, săptămâni, ani? Gura, inima ne sunt încorsetate și alimentate de orgoliu? Să nu risipim timp prețios atunci când vine vorba de oferirea iertării și păcii. Să fie acordate cu o privire senină, o strângere puternică de mână și rostind cuvinte, hai să râdem, să călătorim, să alergăm din nou împreună. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi! O Doamne, noi am fost pricina că așa de mult ai suferit, dar Tu-ne mare ține durare, ne iartă tot ce am greșit. Stațiunea a 15-a. Iisus învie glorios din morți. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. După 3 zile de la moartea și îngroparea lui Iisus, o veste minunată inundă inimile femeilor sfinte și ale apostolilor. Domnul și învățătorul lor este viu. Mărturia lor străbate de 2000 de ani în lung și în lat pământul. Cerul și pământul jubilează și recunoaște împlinirea plină de mărăție a lui Iisus. E Paștele. Ce cuvânt dulce, armonios și aducător de speranță! În familia noastră, cum este trăită an de an sărbătoarea Paștelui? E doar o zi liberă, cu mâncare bună și petreceri? O zi în care copiii așteaptă sosirea iepurașului? Doar atât? Dragi părinți și iubiți copii, sărbătoarea Paștelui este o zi cu multă pace, cu bucurie. Sufletul nostru, purificat în timpul Paștelui,
îl primește în sfânta împărtășanie pe Iisus înviat. Hristos cel înviat vrea să fie Fiu și în viața noastră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, înviat din morți, miluiește-ne pe noi. Doamne, Tu ai sfințit semnul crucii prin suferințele și moartea Fiului Tău preiubit pe lemnul crucii. Te rugăm ca toți aceia care ne mărturisim credința prin acest semn sfânt să ne bucurăm de ocrotirea Ta cerească prin Hristos Domnul nostru. Rugăciune după intenția Sfântului Părinte Papa pentru a dobândi indulgență. Adu-ți aminte, o prea blândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit. Cel ce alerga sub ocrotirea Ta, Cel ce a cerut ajutorul și mijlocirea Ta, însufleții de o astfel de încredere, alerg la Tine, o Maica Fecioară Fecioarelor. La Tine vin și stau gemând înaintea Ta ca un păcătos. Maica Cuvântului, nu disprețui cuvintele mele, dar auzi-mă cu milă și ascultă-mă. Amin. Iartă-ne, Doamne, iartă-l pe poporul Tău și în veci nu te supăra pe el. Iartă-ne, Doamne, iartă-l pe Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.